Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Timpul tău zilnic cu Dumnezeu. Făgăduința făcută pentru cei ce se tem de tine. Psalmul 119, versetul 38. Cuvântul făgăduință implică devotare totală față de o persoană. Să-i acorzi timpul și atenția ta, bucurându-te de compania ei, căutând să-i faci pe plac și făcând din ea o prioritate în viața ta. Acesta ar trebui să fie și scopul timpului tău zilnic cu Dumnezeu. Există însă două capcane pe care trebuie să le depistezi și să le eviți. În primul rând, egoismul. Dumnezeu a promis că te va binecuvânta. Dar când cauți doar binecuvântarea Lui, în loc să dorești să ai o relație cu El, devii orientat spre tine însuți, în loc să te orientezi spre Hristos. Te poți ruga până la epuizare, dar anumite lucruri nu le vei primi de la Dumnezeu dacă nu ești suficient de matur pentru a le face față. Avraam și-a dorit un fiu mai mult ca orice în viață. Și Dumnezeu i l-a dăruit. Cu toate acestea, când Dumnezeu i-a cerut să-și aducă fiul ca jertfă, el nu a șovăit. Avraam a dovedit că nu iubește pe nimeni mai mult decât pe Dumnezeu. Și de aceea Dumnezeu i-a promis că îl va binecuvânta și că îi va înmulți tot ce are. Geneza, capitolul 22, versetul 17. Avraam a devenit unul dintre oamenii cei mai de succes din generația sa, dar adevărata sa faimă a venit din faptul că Dumnezeu l-a numit prieten. Isaia 41:8. O a doua capcană. Faptul de a fi prea ocupat. Unul dintre pericolele lucrării pentru Dumnezeu este să nu reușești să-ți faci timp să te închini înaintea Lui. Psalmistul a spus: dați Domnului slava cuvenită numelui Lui. Psalmul 29:2. Cuvântul cuvenit înseamnă pe care o merită. Când Ioan a văzut mulțimile din cer care lăudau pe Dumnezeu, aceștia cântau: vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea. Apocalipsa 4:11. Așa că începeți timpul zilnic spunând: Doamne, sunt aici pentru că Tu meriți să fii slăvit și adorat.